Au fost stabiliți beneficiarii celor patru locuințe ANL aflate la dispoziția primăriei Pașcani după ce au fost eliberate de foștii locatari. În cursul zilei de ieri, de la ora 12, Comisia Specială s-a întrunit pentru a analiza cele 54 de dosare depuse de tinerii pășcăneni din anul 2003 și până în prezent. La ședința de ieri de repartizare a locuințelor la ANL s-au verificat un număr de 54 de dosare care le avem, s-a stabilit o prioritate conform punctajului obținut. În cursul zilei de astăzi o să fie centralizate și o să fie afișate la sediul de primărie și în ordinea în care sunt înscriși pe acest centralizator să primească apartamentul și cele trei garsoniere care sunt libere la ora actuală. Cel mai mare punctaj a fost obținut de Constantin Stănică, salariat la Colegiul CFE Unirea din Pașcani, dosarul său primind 79 de puncte, urmat de Adriana Dondaș, secretara PSD Pașcani, cu 70 de puncte, Marius Marinescu cu 68 de puncte și Cristinel Sima cu 67 de puncte. Conform punctajului, primii patru solicitanți de astfel de apartamente sunt Stănică Constantin cu 79 de puncte, Dondaș Adriana cu 70 de puncte, Marinescu Marius cu 68 de puncte și Simina Cristinel cu 67 de puncte. În total au fost analizate un număr de 54 de dosare, din care au fost eliminate un număr de 17 dosare pentru varii motive, că au fost incomplete, neactualizate, fie persoanele nu lucrează în prezent sau nu lucrează în municipiul Pașcani. Lista cu cei patru viitori beneficiari de locuințe ANL urmează să fie aprobată și de legislativul pășcănean în ședința ordinară de la sfârșitul acestei luni. Până atunci, comisia trebuie să mai stabilească cine va primi apartamentul cu două camere și cine va locui în cele trei garsoniere rămase libere. Menționăm că din cele 54 de dosare analizate, 17 au fost incomplete, ori nu s-au calificat din punct de vedere al condițiilor prevăzute de lege. Din ce în ce mai multe persoane din municipiu solicită locuințe sociale. Trei astfel de cazuri au fost prezentate astăzi la audiențele ținute la primărie, de această dată de către viceprimarul Vasile Axinte. Unul dintre cazuri este a unui tânăr din municipiu care locuiește împreună cu soția și încă patru familii într-un apartament cu trei camere. Un alt caz prezentat este a unui bărbat de vârsta a doua, divorțat și care doarme pe bănci. Sunt despărțit de soție și n-am unde locui, am serviciu aici și sunt măturător la piatră și am venit, am vorbit cu domnul primar pentru să îndeși un spațiu unde avem să locuiești și o să vină azi în audiența mea lui. Și am venit. Acum, da, acum unde locuiți? Stradă. Stradă. N-am unde. Am locuit la Găștești undeva într-o locuință și nu se mai poate și am rămas pe stradă. Dar nu vreau să-mi pierd serviciu. Nu vreau să ajung ca și lanț ca să dorm prin boschet sau nu știu unde. Locuință socială. Deci 6 ani zile stau pe la ușile lor. Locuim 4 familii într-un apartament cu 3 camere. Să vin, să rezolvă, să rezolvă și nu rezolvă nimic. Unde locuiți acum? Cu părinți. Conform celor spuse de edil, în momentul de față o locuință socială de la ANL este eliberată. În urma unei anchete sociale și analizării dosarelor depuse până în prezent, se va stabili și noul chiriaș apartamentului cu 2 camere. De locuințe sociale, în momentul de față avem un apartament cu 2 camere. O să adunăm toate anchetele sociale, o să facem acel punctaj și o să vedem cui o să fie repartizat acest apartament. Printre problemele care au cerut rezolvare se află și cele de fond funciar, ajutor bănesc, amenajarea unui drum, dar și probleme legate de canalizare. Astăzi s-au prezentat la audiență un număr de 10 persoane. 3 din ele au niște probleme de fond funciar. Altul cu probleme diverse, cu amenajarea unui drum secundar, unde are un teren. 3 persoane cu locuințe sociale, n-au unde locui și încă 3 persoane cu probleme diverse. Drumuri în cartierul Aerodrom, canalizare. Deci nu există, se inundă atunci când plouă. Cele cu fond funciar au fost rezolvate pe loc, s-au dat răspunsuri la oameni și am îndrumat să meargă acolo unde trebuie să meargă să-și rezolve problema. Costă Chescu Gelu vrea amenajarea unui drum, are un teren amenajat, un teren cumpărat. În cursul săptămânii următoare o să-l modernizăm, o să intrăm acolo cu un autogreder și o mașină de balast să facem să fie circulabil. Situație complicată în învățământul din Hârlău. Profesorii navetiști de la Colegiul Național Ștefan cel Mare au dat în judecată unitatea de învățământ, Consiliul Local al orașului
și Ministerul Finanțelor Publice nemulțumiți de decontarea parțială a cheltuielilor cu naveta. Potrivit legii educației, autoritățile locale trebuie să asigure profesorilor care fac navetă o locuință temporară sau decontarea cheltuielilor cu transportul între localitatea de domiciliu și cea în care lucrează. Astfel că 18 cadre didactice care vin de la Târgu Frumos și Iași, se predea elevilor de la colegiul din Hârlău, primesc doar 50% din valoarea navetei, motiv pentru care au decis să acționeze în instanță hotărârea Consiliului Local. Didactii noi decontăm doar 50% tot anul, însă ei acum sindicatul respectiv ne-au dat în judecată, există un proces pe rol, înțeleg că zilele astea pot da sentința și vom vedea atunci care sunt căile de rezolvare. Bine, aici la naveta cadrelor didactice vine de la finanțarea complementară, respectiv de la Consiliul Local Hârlău. Și așteptăm să vedem sentința care va fi în urma acestei demersi al sindicatului. Noi dăm 50%, atât am avut alocat și nu ar fi o problemă cei 50% din naveta cadrelor didactice. În afară de fapt că nu se dă această sumă integrală, totuși primăria a ținut cont la acele blocuri anele și le-a dat repartiție unor colegi care s-au stabilit aici definitiv în oraș, au și dorit să rămână, nu au vrut să plece și atunci au primit locuințe. Edilul orașului Constantin Cernescu a precizat că nu are de unde să suporte integral costurile cadrelor didactice care vin din alte localitate, pentru că distanțele sunt foarte mari, iar prețul unui abonament ajunge la peste 350 de lei lunar. Dacă va fi dată o sentință pentru decontarea sumelor totale, el a spus că bugetul local ar fi afectat, iar unele investiții ar fi compromise. Ieri, 9 octombrie, judecătorii de la Tribunalul Iași au amânat pronunțarea în acest dosar, următorul termen fiind săptămâna viitoare, 16 octombrie. Colegiul CF Unirea din Pașcani este singura școală din județ care a fost selectată să facă parte dintr-un proiect desfășurat la nivel național, susținut din fonduri elvețiene. Proiectul intitulat Schimbări mici, diferențe mari, are ca obiectiv general dezvoltarea și promovarea relațiilor între școală, familie, societate, dar și îmbunătățirea calității serviciilor sociale adresate copiilor vulnerabili și părinții acestora. Așadar, pe parcursul a câtorva ore, astăzi, psihologii implicați în proiect au stat de vorbă cu profesorii diriginți, elevii, dar și părinții acestora care învață la colegi. Proiectul se numește Schimbări mici, diferențe mari și în cadrul acestui proiect, care este finanțat prin fondurile elvețiene, urmărim să implementăm o serie de schimbări. Vom merge în trei direcții. Vom lucra cu părinții pe un program de disciplină pozitivă pe care îl implementăm noi. Vom lucra cu cadrele didactice pentru a contribui împreună cu părinții la implementarea acestui proiect, iar cu elevii unde există probleme vom lucra pe abilități de viață, dezvoltare emoțională sau alte lucruri pe care ar putea să le facă pentru a se putea adapta mai ușor. Știu că există o grămadă de probleme legate de plecarea, cel puțin a unui părinte în străinătate și în aceste cazuri cred, considerăm că există mici probleme care ar putea fi remediate printr-o activitate comună din partea noastră, a cadrelor didactice și a părinților. Domnul profesor este astăzi în mijlocul nostru pentru a derula proiect, pentru a începe derularea proiectului Schimbări mici, diferențe mari. Astăzi vom desfășura două activități. Una dedicată profesorilor diriginți, intitulată Parteneriatul Școală-Comunitate și la ora 16, cea de-a doua activitate, dedicată părinților, intitulată Disciplină pozitivă. Vor mai urma și alte activități pe care le vom stabili pe parcurs. Voi aveți dumneavoastră dacă există sau nu un parteneriat autentic între familie și școală. Este doar așa o... Există? Există, da, există. Există familie? Ne trebuie întărit. Așa. Acțiunea polițiștilor pășcăneni la locuințele persoanelor care dețin arme neletale. Zilele acestea, lucrătorii Serviciului Arme, Explozibili și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Iași au intensificat controlele în zona municipiului Pașcani. Polițiștii ieșeni sprijiniți de colegii din municipiu se deplasează la locuințele pășcănenilor care dețin arme neletale pentru a verifica atât condițiile de păstrare cât și cele care au stat la baza autorizării și instruirea deținătorilor de arme. În această situație sunt câteva zeci de cetățeni care pentru paza personală sau bunurilor au în posesie astfel de arme.
În această perioadă, polițiștii pășcăneni au intensificat activitățile de control pe linia persoanelor care dețin arme neletale supuse autorizării. Regulile în achiziționarea acestor arme neletale sunt destul de simple. Persoanele fizice trebuie să aibă împlinită vârsta de 18 ani. 9 au fost condamnate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru infracțiuni comise cu intenție prevăzute de lege cu pedeapsa închisorii mai mari de 2 ani. Nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru faptele penale prevăzute cu pedeapsă mai mari de 2 ani. Sunt apte din punct de vedere psihologic și medical. Gest de disperare al unui bărbat din județul Neamț care își duce veacul în gara Pașcani. În cursul zilei de ieri, nemțeanul a ajuns în stare gravă la spital după ce a încercat să se sinucidă cu hipoclorit. Omul care trăia mai mult pe stradă, în vârstă de 59 de ani, a cumpărat o sticlă de clor, iar mai apoi a băut din aceasta aproximativ 200 de mililitri. Când a văzut că se simte din ce în ce mai rău, bărbatul, care are domiciliu în comuna Timișești, a cerut ajutorul unei farmaciste care a sunat la 112. În cursul cazii de ieri, în compartimentul de primiri urgențe, au fost un număr de 42 de prezentări, dintre care mai deosebit a fost un bărbat de 59 de ani din Timișești, cu ingestie voluntară de hipoclorit în scop de suicid, care a fost emis la Opus Sfântul Spiridon. Depoziția pe bază de clor poate să pună probleme, poate să dea în timp stenoză esofagiană, dar depinde de cantitatea de clor ingerată și de starea de sănătate pe care o avea în momentul ingestiei. Clipe de groază pentru o femeie din comuna Heleșteni. Aseară, în jurul orelor 20, localnica și-a descoperit bărbatul în vârstă de numai 41 de ani decedat într-o cameră a locuinței. Când a terminat treburile prin curtea casei, femeia a intrat în cameră, moment în care a făcut șocanta descoperire. Imediat aceasta a strigat disperată la vecinii care au sunat de urgență la 112. La fața locului s-a deplasat un echipaj de ambulanță de la Pașcani, care din nefericire nu a mai putut face nimic pentru bărbat decât să constate decesul acestuia. Întrucât localnicul nu se afla în evidență ca suferind de o boală cronică, a fost sesizată și poliția, iar în acest caz a fost întocmit un dosar penal de moarte suspectă. Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost transportat la Institutul de Medicină Legală Iași pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cu exactitatea cauzelor decesului. A fost întocmit un dosar de moarte suspectă, cadavrul fiind ridicat și transportat la IML Iași în vederea efectuării necropsiei. Au uitat de relațiile de rudenie și s-au bătut cu bestialitate. Este cazul la doi bărbați din satul Muncel, comuna Mogoșe-Siret, care au ajuns pe patul de spital după ce s-au agresat reciproc. Victimele au fost transportate la unitatea medicală din Pașcani în cursul zilei de ieri cu un echipaj smurd, iar cel mai tânăr dintre localnici s-a ales cu mai multe plăgi înjunghiate cu un cuțit. Cei doi bărbați, în vârstă de 30, respectiv 40 de ani, nu au putut să le explice medicilor din ce cauză au decis să se ia la bătaie. În urma conflictului, Ionel Parghel a fost bătut crunt de ruda mai tânără după ce a încercat să-l înțepe cu un cuțit. Localnicul s-a ales cu multiple tăieturi la nivelul feței, iar în urma investigațiilor medicale, medicii au decis să-l interneze pe secția de chirurgie. Un bărbat de 30 de ani din Muncel, cu plăci tăiate de cuțit, mâna stângă, coapsa și cotul stâng, internat cu foaie de zi la chirurgie, și un bărbat de 46 de ani din Muncel, cu plăci contuzie multiple faciale și cu contuzie de braț, tot în agresiune, de asemenea a rămas la noi internat cu foaie de zi. Numeroase acțiuni cu ocazia Zilei Internaționale pentru reducerea riscului dezastrelor naturale la nivelul Istu-Iași. Mâine, pompieri ieșeni vor organiza o serie de activități în școlile speciale din întreg județul cu scopul de a promova semnificația zilei de 13 octombrie, stabilită ca zi internațională de prevenire a dezastrelor naturale. În cadrul acestei activități, elevii cu dizabilități și nu numai vor asista la prezentarea autospecialelor de intervenție din dotarea inspectoratului și la prezentări informative educative cu privire la dezastrele naturale ce pot afecta comunitatea în care locuiesc în vederea dezvoltării unui comportament adecvat înainte, în timpul și după producerea acestora. Cadrele inspectoratului pentru situații de urgență se vor afla în unități de învățământ în municipiile Iași, Pașcani, în orașul Târgu Frumos, dar și în localitățile Miroslava și Miroslovești. În municipiul Pașcani, un reprezentant al Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Iași se va afla la școala ajutătoare.
pentru a prezenta teme referitoare la măsurile de protecție în cazul producerii dezastrelor naturale, limitarea efectelor acestor evenimente și vom încerca organizarea unui exercițiu privind modul de comportare în cazul producerii unui seism. Precizăm că toate aceste activități sunt deosebit de importante pentru a crea anumite atitudini comportamentale în rândul populației, în special al generației tinere, astfel încât la maturitate să cunoască cele mai importante măsuri de protecție, de reguli de comportare în cazul producerii unor dezastre naturale. Frământări administrative la primăria Pașcani. Ședința extraordinară programată să aibă loc mâine, 11 octombrie, de la ora 10, a fost amânată pentru ziua de marți, 15 octombrie, de la aceeași oră. Ședința extraordinară a Consiliului Local, care a fost inițial programată pentru data de 11 octombrie la ora 10, a fost amânată pentru data de 15 octombrie la ora 10, motivul fiind că mai mulți consilieri, din motive obiective, sunt prinși în alte activități și nu pot ajunge la ședință. Pe ordinea de zi sunt înscrise 5 proiecte de hotărâre, cele mai importante fiind cele cu privire la aprobarea componenței ceaurilor de la societățile aflate în subordinea Consiliului Local. Reprezentanții primăriei nu au precizat motivul pentru care ședința a fost amânată. Conform unor surse neoficiale, se pare că o parte dintre proiectele aflate pe ordinea de zi nu au primit viză de legalitate din partea secretarului Mircea Zuzan, acesta dorind să fie prevăzute indemnizații mai mari pentru membrii consiliilor de administrație. O altă variantă este faptul că ședința a fost amânată pentru că mâine nu ar fi suficienți consilieri PSD prezenți în sală pentru a asigura majoritatea necesară aprobării tuturor proiectelor în condițiile în care se urmărește limitarea numirii lui Mircea Zuzan doar într-un singur consiliu de administrație, nu din trei, prin vot secret. Un luptător K1 de la clubul Viitorul Hârlău Scorpion s-a întors acum câteva zile din Letonia cu o victorie. Săptămâna trecută a avut loc campionatul mondial pentru amatori, unde Vasile Batinco a obținut la categoria 91 de kg medalia de bronz. Au participat peste 300 de sportivi din 18 țări, iar lotul României a fost format din 7 elevi, dintre care 4 din Iași, 2 din Sibiu și 1 din Hârlău. Drumul spre victoria lui Batinco a constat în 2 meciuri disputate cu 2 sportivi, unul din Rusia și unul din țara gazdă. A fost o luptă grea, însă tânărul a adăugat în palmaresul său încă o medalie. Am numit Vasile Batinco, fac parte de la clubul sportiv Scorpion Hârlău. M-am prezentat la un campionat mondial care a făcut parte la Liga în Letonia, după care am avut 2 meciuri. Prima oară am stat cu un rus, am câștigat, după care am avut un meci cu un lituan de acolo, la el de acasă. Meciul a fost foarte greu, dar dacă l-a scurt, dat de antrenorul de la colț, degeaba este bun. Potrivit celor spuse de antrenorul clubului Mihai Vornicu, România s-a situat la finalul campionatului pe locul 7. Data de 3-6 octombrie ne-am prezentat la Cupa Mondială în Letonia, la Riga. Echipa României, dintre care elevul meu, Batinco Vasile, a făcut parte din lot și a luat medalia de bronz la categoria 91 de kg. După o semifinală cu un sportiv leton, deci de acasă, foarte greu. Foarte greu. Am fost 18 țări la această Cupă Mondială. Noi, ca și stat, ne-am situat pe locul 7. În 18 țări, 300 și ceva de sportivi. Deci un lucru foarte bun. Menționăm că tinerii sportivi de la Hârlău au obținut în luna mai anul curent 5 medalii, dintre care 2 de aur, la un campionat ce a avut loc la București. Pășcănenii pasionați de lectură sunt invitați la o dezbatere pe tema despre roadele literaturii. Evenimentul va avea loc la Casa de Cultură Mihail Sadoveanu din Pașcani pe data de 26 octombrie, începând cu ora 12 la Galeria Arcadia. Invitații speciali fiind scriitorii Florina Ili și Radu Pavel Gheo, prozatori care s-au afirmat în ultimii ani. Ne bucurăm că facem parte dintr-un proiect foarte important pentru literatura din
țara noastră și nu numai, pentru că prima ediție a Festivalului de Literatură și de Traducție, Festival Internațional, care va avea loc la Iași la sfârșitul lunii octombrie, ne cuprinde și pe noi, cei de la Casa de Cultură din orașul Pașcani. De Literarum Fructibus este titlul pe care l-am dat întâlnirii cu doi scriitori pe hal. Oricine dorește să se întâlnească cu doi scriitori, între care Radu Pavel Gheu este și un foarte bun traducător, poate să o facă la noi acasă. Există și în orașul nostru tineri sau maturi care și-au pus numele pe o carte. Este o experiență covârșitoare. Poate că vor afla tinerii mai multe lucruri despre felul de a de un modus vivendi prin literatură. Cei doi invitați fac parte din cei peste 100 de scriitori, traducători, editori, critici literari și jurnaliști care sunt invitați la Iași la Festivalul Internațional de Literatură și Traducere, eveniment ce se desfășoară în perioada 23-27 octombrie. Palatul lui Cuza din Ruginoasa va găzdui la sfârșitul săptămânii un eveniment inedit. Sâmbătă, începând cu ora 12, va avea loc o lansare de carte a autorului Marian Malciu și cunoscută de cititor sub pseudonimul Tăunul. Lucrarea este un volum de poezii intitulat Celei ce nu mai este și dedicat soției lui care s-a stins din viață cu mulți ani în urmă. Sâmbătă, 12 octombrie, la orele 12, Asociația Universul Prieteniei Iași, în colaborare cu Muzeul Alexandru Ioan Cuza și Școala Gimnazială Radio și din Dumbrovița, vor organiza lansarea de carte a domnului Maria Malciu, un volum de poezii, primul volum de poezii, de fapt, al domniei sale, Celei ce nu mai este, dedicat regretatei sale soții. Invitați vom avea pe domnul Emilian Marcu și domnul Horia Zilieru. Acest eveniment este implementat, face parte din proiectul Istorie și Literatură și este implementat de o echipă de profesori împreună cu președinta Fundației Universul Prieteniei, doamna Rodica Rodean. Ulterior, în sala mare din Casa Domnitorului va avea loc un concert de pian susținut de Alex Marinescu și un recital de poezii ale elevilor din comună. Și pentru a crea o atmosferă de epocă, ansamblul Coconițe din Iași va încânta publicul prezent cu dansuri medievale. Mâine cerul va fi acoperit în totalitate de nori. Temperatura maximă va fi de 15 grade resimțită 14 grade Celsius. Vântul va bate foarte ușor din direcția sud-est.